purtați și cuvântul mi-l purtați. Să avem noroc de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Nașterea lui Hristos.
voile. Să te sorgo. Zâmbă.
partea autorităților vine misiunea să vă dau un cuvânt la final, să mă adresez dumneavoastră. În primul rând, vreau să mulțumesc Domnului Dumnezeu care m-a pus slujitor în această binecuvântată parohie și pentru toate harurile pe care mi le-a dăruit în acești peste de 21 de ani de slujire preoțească la Florești. Mulțumesc preasfințitului Filipin pentru cuvântul și harurile pe care le primim prin mijlocirea preasfinției sale, deși eu știu că agenda dânsului este foarte încărcată cu obligații administrative și pastorale, iată că face posibilă prezența domniei sale în mijlocul nostru an de an. Vă mulțumesc preasfințite în numele comunității de la Florești și vă așteptăm în fiecare an și vă dorim mulți ani sfinți la cârma eparhiei noastre. Mulțumesc confraților preoți, Părintele Slobosului Florin, Părintele Ipoc Florin, vicar parohial, Părintele Oltean Nicolae, administrator parohial la parohia Florești 3. Mulțumesc familiilor care ați făcut curățenie generală la biserică, ați adus flori, ați pregătit o agapă fraternă la casa parohială. Familiilor care ați venit pentru prima dată la biserica noastră de hram, invitați, pentru care se regăsește și familia Chifor Gabriel. Mulțumesc responsabilului cu ansamblul folcloric Șoimii Carpaților, domnului Putu Senteș, că și-anul acesta a venit și ne-a colindat cu toții. Vă rămânem chiar datoși, va trebui să plătim colinda noastră cumva, dar îl las pe domnul primar să rezolve problema aceasta. Are mai mult. Mulțumesc corului bisericii, care în fiecare duminică, să știți cum se cântă astăzi, ce se cântă în fiecare duminică, își dau aportul la maximum pentru a preamări pe Iisus Hristos. Vreau să mulțumesc și domnișoarei mele veterinar, Vlăduța Lupău, care a făcut acest sacrificiu să vină de la distanță, să ne colindă. Meritam mai mult un concert în ceas, două, dar să știți că la biserică putem lua să cam uită la ceas. Pentru cei care doresc să asculte mai multe colinde, eu mai vin pe 15 decembrie la Teatrul Național, la concertul meu de colinde, vin acasă de Crăciun. Cu drag! Oficial religioși, Părintele Marcel Andreica, aici prezent, preot paroc la Parohia Ortodoxă Sfântul Dumitru din Florești, cu doamna preoteasă Daciana, cu care suntem în relație de frățietate de când a fost numit la Florești și nu numai. Îi mulțumesc Părintelui că fiecare an face posibil să fie alături de noi la bucuria hramului nostru, precum și noi ne alăturăm la sărbătoarea hramului Bisericii Sfântul Dumitru din Florești. Oficialilor religioși, laici, am emoții. Domnului primar Orică Șulea, care s-a implicat concret în administrarea cât mai eficientă și competentă în ceea ce privește binele fureșteanului, comunitatea noastră fiind ajutată pentru continuarea lucrărilor de construcție a bisericii din cartierul Anele, vă mulțumim și vă asigurăm de toate rugăciunile și considerația noastră. Domnului viceprimar aici în față, Ivaru Bogdan Nicolae, consilierilor primăriei Florești, în frunte cu domnul ex-primar Joachim Vancea, vă asigurăm de toată considerația noastră. Directoarei școlii Gheorghe Șincai, Ilia Bonda, Hortensia Violeta, care îi mulțumesc pentru prezență și pentru buna colaborare dintre școală și biserică. Poliției locale Florești, reprezentată de domnul Dinteoar Neuro, doamne doctor Butanu Claudia, mulțumesc familiei domnului deputat profesor dr. Adrian Oros, prorector dr. Radu Oprian, primar Horia Șulia, profesor universitar Marius Gaviletea, consilier bisericesc Mureșan Ioan, care au contribuit și contribuie de fiecare dată și de Paști și la hram financiar cu sume foarte importante pentru a ne bucura de o agapă fraternă la finalul acestor avrei. Vă mulțumesc pentru sprijinul acordat și pentru că ați făcut posibilă prezența dumneavoastră astăzi aici. Și tuturor care ați adus prăjitură, prespre, suc, vin și tot ceea ce va fi pus pe masă în spatele bisericii, Domnul să vă răsplătească cu cele și harul. În continuare, domnul primar vrea să ne spună câteva.
de aici, din fața altarului Bisericii Greco-Catolice Sfântul Nicolae Florești, să-mi adresez dumneavoastră, într-un context, zic eu, de sfârșit de an, într-un context în care am ascultat cu atenție cuvântul de-a Sfinției sale și din cuvântul dânsului de învățătură am reținut un lucru foarte important. Trebuie să facem în viață atât pentru cei ce ne înconjoară, cât și pentru cei pe care avem șansa să-i susținem pentru ca să aibă o viață normală. De Sfântul Andrei am avut șansa ca pentru viitorul Floreștiului să inaugurăm o grădiniță cu 240 de locuri pe strada Ioan Arus. Și tot în acea zi, alături de un sobor de preoți, bineînțeles, împreună cu părintele protopop ungureșan, să sfințim și stația Isus din Florești. Zic eu, două investiții importante pentru floreșteni, pentru sufletele oamenilor, prin prisma faptului că, după cum spuneam, prea Sfinția sa, sunt oameni care țin mai mult la animalele care îi înconjoară decât la semenii lor. Eu zic că trebuie să avem grijă, în primul rând, de semenii noștri și, în același timp, să avem grijă și de alte vietăți care trăiesc în jurul nostru. Noi am făcut aceste investiții, bineînțeles, cu susținerea Consiliului Local, din fonduri proprii, pentru binele și viitorul Floreștiului. Dar, în același timp, în această perioadă, am avut șansa să-i avem alături de noi, pe frații noștri de peste Prut, cei din Slobozia Mare, localitate cu care, în 8 noiembrie, de Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavrilă, am avut șansa să ne înfrățim acolo la ei, în sensul în care am semnat actul înfrățirii. Iar ei au întors vizita acum cu ocazia Zilei Naționale la 1 decembrie. Oameni deosebiți, oameni simpli, oameni care știu să trăiască demn în modestia lor, sunt frații noștri de peste Prut și un aspect care pe mine personal m-a șocat în ceea ce privește viața lor și existența lor, este faptul că astăzi ei nu au o biserică. Au avut o biserică a satului care în 1960, prin hotărârea celor care conduceau la vremea respectivă, soviete sau ce erau ei, au hotărât să demoleze biserica din sat și din cărămida și materialele care au fost în biserică să construiască un mamut de sală, și știu, o casă de cultură, cămin cultural, o sală unde se ducă pe oameni duminică dimineața, astfel încât să le preocupe timp cu altceva față de ce erau obișnuiți până în momentul respectiv. Acești oameni au avut la ei în sat o catedrală cu 7 turne și 7 clopote care se auzeau până la Galați, Galațul fiind undeva la 25 de kilometri distanță peste Prut de această localitate. Împreună cu părintele protopop, Marius Ungureșan, am avut o discuție pe tema asta și poate că ar fi bine să ne implicăm fiecare cât putem, cum putem și, bineînțeles, și cu celelalte biserici din Florești, astfel încât acești oameni să n-ajungă să se roage toți în niște case. Pentru că astăzi, nu știu, trendul, presiunea sau lipsa ceea ce înseamnă spirit românesc, pare că nu dispare doar acolo, dispare și pe la noi. Dar avem obligația și datoria să facem de așa natură încât măcar spiritul și tot ceea ce înseamnă românesc în noi să reînvie, pentru că la vremuri de restrici, la vremuri grele, este unica și singura variantă, s-a demonstrat pe parcursul istoriei. Dragostea de țară și patriotismul au fost cele care au învins toate răutățile care s-au opus poporului român. Vă mulțumesc și aș dori să transmit un călduros la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Nicolae, Nicoleta și derivatele acestor nume.
Sperăm într-un an mai bun. Sănătate. Vă mulțumesc. Să fac o biserică și nu reușesc, o bisericuță mică. Pun mâna de la mână, sunt foarte iubești și am decis împreună să contribuim cu ceva ca să ca așa, nu știu, să se ajute să fac această biserică. În continuare, preasfântul dorește să mâneze copiilor din partea Sfântului Nicolae cu mică atenție și să sunt preasfântul în continuare, iar la final vă aștept